Mark Zuckerberg confirmă marea temere a americanilor, datele utilizatorilor, ceutate de Rusia. Facebook se luptă continuu cu operatorul sublinierei care încearcă să-l exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marci, în timpul audierii sale la comisiile de comerț sublinierei juridic ale Senatului American, scrie BBC. Ei vor continua să devin mai buni, a spus Mark Zuckerberg, prezent la audiere în urma izbucnirii scandalului Cambridge Analytica. Zuckerberg a dezvăluit ce Robert Mueller, consilierul special care a investigat presupusul amestec al Rusiei în alegerile din 2016, a intervievat angajați Facebook. Mark Zuckerberg a precizat că el nu s-a numărat printre membrii echipei Facebook care au fost intervievați de biroul lui Mueller. Colaborarea noastră cu acest consiliu este confidențial, a spus Zuckerberg. Senatorii americani au atras atenția asupra dificultății pe care Facebook o va întâmpina în demersul de verificare a surselor fondurilor investite în reclame politice, precizând ce o operațiune a Rusiei ar putea folosi o companie offshore sublinierei o adresă de e-mail. Zuckerberg a spus că senatorii au dreptate în lecturi cu acest tem. El a afirmat că Facebook dezvoltă în prezent noi instrumente pentru a identifica conturi false. Sunt oamenii în Rusia angajați să încerce să exploateze sistemele noastre, precum sublinierea alte sisteme. Trebuie să investim în a ne dezvolta sublinierea în acest domeniu, a spus Mark Zuckerberg. Răspunzând unei intervenții a senatorului Tom Udall, Zuckerberg a afirmat că cel mai important lucru care îl preocupă în prezent este să se asigure că nu va interveni nimeni în alegerile care vor avea loc în acest an. În timpul audierii, cofondatorul Facebook a mai spus că, privind în urmă, înțelege ce a fost o greșeală sublinierea al se crea ce datele deținute de Cambridge Analytica au fost subliniere terse, fără să verifice adevărul. Mark Zuckerberg a spus că faptul că Facebook nu a interzis această companie în 2015 a fost o greșeală sublinierea. Cambridge Analytica era advertiser în 2015, a sublinierea că Facebook ar fi putut interzice compania când am aflat prima dată despre colectarea de date. Nu am făcut acest lucru. Acea decizie a fost o greșeală sublinierea, a spus CEO-ul Facebook. Senatorii l-au mai întrebat pe cofondatorul Facebook dacă interdicțiile impuse de această platformă funcționează cu adevărat. Potrivit lui Zuckerberg, companiile Cambridge Analytica, SC-le sublinierei agregate X sunt interzise. Însă, el a precizat că nu crede că Facebook întur de pe platform lideri individuali ai acestor companii. Senatorul Chuck Grassley l-a întrebat pe CEO-ul Facebook câte cazuri de transfer de date impropriu au fost înregistrate.
Zuckerberg a răspuns că în prezent compania lucrează la un audit pentru a afla sublinierea ce Facebook va da dovadă de mai mult proactivitate în acest sens. Grassley a întrebat sublinierea de ce politica Facebook cu privire la datele disponibile pe platformă nu este mai explicit. Dacă scrii mult sublinierea îi explici toate detaliile, probabil ce reduci numărul persoanelor care citesc documentul, a spus Zuckerberg. Senatorul Bill Nelson i-a spus lui Zuckerberg că dacă Facebook nu se va aduna, nimeni nu va mai avea intimitate. Dacă Facebook sublinierea alte companii online nu vor rezolva aceste invadări ale intimității, atunci va trebui să facem noi asta. Noi, Congresul, a afirmat el. Un alt senator, Dick Durbin, l-a întrebat pe Zuckerberg dacă ar împrete sublinierea în fața Congresului informații personale, precum numele hotelului la care a fost cazat noaptea trecut. CEO-ul Facebook a răspuns că nu. După aceste întrebări, Zuckerberg a precizat din nou ce oamenii aleg să împrete sublinierea informații pe Facebook. Zuckerberg a mai spus că există două categorii largi de date pe Facebook, conținutul pe care o persoană alege să-l împrete sublinierea sublinierei date care sunt conectate pentru ca reclamele prezentate utilizatorilor să fie relevante. Utilizatorii au control de plin asupra ambelor categorii, a arătat el, potrivit The Guardian. El a mai spus sublinierei ce încercarea companiei de a combate discursul instigator la ori înregistrează o rată de eroare mai mare decât ar fi cifra cu care ar fi mulcumit. Mark Zuckerberg a mai precizat, între altele, ce nu consider ce Facebook deține vreun monopol sublinierei ce va exista întotdeauna o versiune gratuită a platformei. Audierea lui Mark Zuckerberg continuă la momentul transmiterii acestei sublinierătiri. Scandalul Cambridge Analytica a izbucnit în luna martie. Atunci a fost raportat faptul că firma susținută de Robert Mercer, simpatizant al lui Donald Trump, sublinierea condus în trecut de Steve Bannon, fost consilier al actualului presubliniere-dinte american, a obținut informații personale a 50 de milioane de utilizatori Facebook fără a avea permisiunea. Aceste informații au fost folosite pentru a influența procesul electoral din 2016. Cifra s-a dovedit a fi mult mai mare, iar reprezentanții ai Facebook au transmis că peste 70 de milioane dintre cei 87 de milioane de utilizatori afectați sunt din Statele Unite, peste 1 milion, din Filipine, Indonezia sublinierei Marea Britanie. Alte peste 2,5 milioane, din Uniunea Europeană.